ca să rămână în țară și să nu emigreze, moldovenii au nevoie de un salariu lunar de cel puțin 13.450 de lei, sumă care este de două ori mai mare decât salariul mediu net din Republica Moldova. Calculele au fost făcute de experții de la IDIS Viitorul. Între timp, guvernul prognozează că în 2021 salariul mediu pe economie va constitui aproape 9.000 de lei, ceea ce este destul de optimist în condiții de pandemie, spun specialiștii. Ține de domeniul fantasticului, ne-au răspuns la rândul lor oamenii, pe care i-am întrebat ce părere au despre prognozele autorităților pentru anul următor. Potrivit calculelor făcute de Ministerul Finanțelor, cuantumul salariului mediu lunar pe economie urmează să crească în 2021 cu 763 de lei față de cel aplicat în anul curent, astfel încât suma să crească până la 8.716 lei. Experții în economie spun că scenariul guvernului este unul foarte optimist, întrucât țara trece printr-o criză financiară profundă alimentată și de pandemia de COVID. Totuși, cetățenii ar putea ajunge la un astfel de salariu dacă agenții economici, de frica să nu-și piardă angajațiile, vor crește lefurile. De exemplu, în 2020, conform estimărilor IDIS Viitorul, au plecat în străinătate în jur de 35.000 de cetățeni moldoveni, așa că angajatorii fac tot posibilul ca să păstreze forța de muncă acasă. Pe de o parte, noi anul ăsta într-adevăr avem o inflație mică, pe de o parte, noi într-adevăr anul acesta avem o criză și anul viitor agenții economici nu prea au de unde plăti salarii, asta pe de o parte. Pe de altă parte, presiunea pe piața forței de muncă este enormă. Cercetarea noastră arată că așteptările oamenilor sunt cu mult mai mari decât poate oferi economia. Chiar dacă salariul mediu estimat de autorități pentru anul viitor este cu peste 760 de lei mai mare, totuși această creștere este insuficientă, spun oamenii. Aceștia nici nu cred că vor ajunge să se bucure de așa salarii. Будем надеяться, но все равно этого недостаточно, объективно. Комунальная услуга – раз, одежда – два, питание – три и содержание машины – четыре. По сравнению с тем, какая цена сейчас на продукты питания и на общение, и на все остальное, может быть, чуть-чуть бы хватило, а так навряд ли. Chiar dacă s-ar întâmpla ca salariul mediu lunar să ajungă la peste 8.700 de lei, cetățenii nu prea reuși să simte majorarea, mai spun experții. Vom ajunge la sfârșitul anului, media anuală va fi, cred că, în jur de 8.000 de lei. Deci asta este cea mai mică creștere din ultimii 7 ani de zile. Și dacă ne uităm după rata inflației, atunci, practic, creșterea salarială din acest an, să zicem așa, este la nivel de aproape zero. Practic, creșterea salariului din acest an doar compensează rata inflației de anul trecut. Între timp, un studiu realizat de IDIS Viitorul arată că pentru a rămâne în țară, moldovenii ar avea nevoie de un salariu de cel puțin 13.450 de lei, aproape cu 2.000 de lei mai mult decât cereau anul trecut. Conform datelor, de cele mai mari salarii, circa 16.000 de lei, au nevoie tinerii de până la 30 de ani, iar pensionarii s-ar mulțumi și cu 11.000 de lei pe lună. Și această doamnă, pe care am surprins-o în timp ce vindea flori în stradă, ne-a povestit că copiii săi au plecat să lucreze în domeniul construcțiilor în Marea Britanie, pentru că acasă nu erau mulțumiți de salarii. Ce salariu aveau? Aici nu știau găsi salariu normal. Cu 3-4 mii de lei, 5 chiar nu-i de trăit. Iar acolo ce salariu au? Acolo el are 1.000 de lei pe zi. Și alte persoane ne-au zis că ar avea nevoie de salarii de cel puțin de două ori mai mari decât cele pe care le au acum. Dacă s-ar mai reduce, cred că prețurile, știu, la 10, 15 cu doi copii. Facturile respectiv tot sunt mari și restul cheltuielilor care survin pe parcursul lunii, adică nu sunt suficiente. Să nu plece vă 15.000. 500 de dolari, asta e tot, e puțin. Nepotul meu primie 500 de dolari, o plecat în Canada. Am adresat o solicitare Ministerului Finanțelor pentru a afla care indicatori economici au stat la baza calculelor efectuate pentru a estima valoarea salariului mediu pe economie pentru 2021, dar nu am primit niciun răspuns. În 2020, mărimea salariului mediu lunar pe economie prognozat este de 7.953 de lei, iar în anul 2019 a fost de 6.975 de lei.